Președintele în exercițiu Igor Dodon nu-și dorește în prezent funcția de prim-ministru, susține actualul șef al executivului Ion Chicu. Declarația a fost făcută în contextul în care în spațiul public a apărut scenariul în care Igor Dodon ar ocupa funcția de premier. Chiar și așa, în opinia lui Chicu, Dodon are pregătirea și capacitățile necesare pentru a conduce guvernul. Dar ți-ai auzit asta sau doar prin presă? Ce ți aud? Discuții despre faptul că Igor Dodon și-ar dori un mandat de premier. Nu cred că domnul președinte Dodon își dorește mandat de premier. Nu credeți? La etapa actuală, cel puțin. Dumnealui a avut funcții foarte importante în stat, s-a descurcat bine, eu consider că el a muncit bine în interesul țării. Deci, prim-ministru poate să fie... Imediat după încheierea scrutinului prezidențial, în spațiul public au apărut scenarii potrivit cărora Igor Dodon ar putea prelua funcția de premier cu susținerea deputaților PSRM și a Platformei pentru Moldova. Igor Dodon nu a comentat informațiile apărute în presă.